Primarul Lucian Micu a simțit nevoia relaționării cu tinerii care fac parte din consiliul elevilor. Întâlnirea cu aceștia i-a prilejuit o cunoaștere directă a problemelor lor și o comunicare mai eficientă cu aceștia. Am cerut foarte mult să mă întâlnesc și cu voi. Chiar așteptam cu nerăbdare această întâlnire, pentru că eu cred în voi tinerii. Cred în noua generație. Știu că sunteți oameni de încredere și chiar îmi doresc să deveniți pilot de bază pentru societatea noastră. Și eu, la rândul meu, să știți că mă consider încă tânăr. Și cunosc în parte problemele pe care voi le aveți și cu care vă confruntați. Dar din poziția mea de primar, aștept de la dumneavoastră un dialog. Vreau să ne ascultăm, vreau să comunicăm, chiar să și criticăm, dar totul trebuie să fie constructiv. Pentru că doar așa se nasc ideile și soluțiile. Educația și sănătatea sunt obiective prioritare pentru mine. Tinerii au primit câte un chestionar pe care trebuiau să-l completeze cu propunerile lor. Secretara Consiliului Elevilor, Lavinia Nour, de la Colegiul Național Roman Vodă, a vorbit despre necesitatea unor oportunități de petrecerea timpului liber, prioritar în opinia sa, fiind construcția unui cinematograf. La întrebarea numărul 6, ce oportunități de petrecerea timpului liber ai dori să fie disponibile în municipiul Roman și ce evenimente să fie organizate, consider că unul din punctele care trebuie constituite în Roman ar fi un cinematograf. Poate fi atât în aer liber, pe timpul verii, dar să găsim o locație în care să fie activ și pe parcursul întregului an. Și să fie ca în celelalte orașe mari, să spunem. Primarul a adus la cunoștința elevilor că în strategia de dezvoltare a Romanului există prins un proiect de construire a unui centru multicultural prin reabilitarea cinematografului Unirea, dar a atras atenția elevilor că cinematografele nu sunt rentabile. În strategia de dezvoltare a municipiului Roman, noi am gândit un centru cultural multicultural acolo unde se află clădirea cinematografului Unirea. Așteptăm în perioada următoare deschiderea ghidurilor de finanțare pentru fondurile europene, avem deja proiectul făcut, astfel încât să creăm acolo o sală de spectacole și un cinematograf. Vreau să fiu foarte corect cu voi și sunt sigur că așa cum am mers eu și familia mea mai mergem la cinematograf la Bacău sau la Iași sau la Piatra Neamț mai nou. Ați văzut că toate aceste săli de cinema nu mai sunt așa de mari cum erau cele odată, da? Deci, aparte faptul că dumneavoastră tinerii aveți un acces mult mai mare la informații și la vizualizarea online a unor filme, sigur că aceste cinematografe nu sunt întotdeauna chiar așa rentabile. Studenții Institutului Franciscan au propus și ei îmbunătățirea infrastructurii necesare practicării unor sporturi și a celei care asigură accesul tinerilor la cultură. Noi, studenții Institutului, am evidențiat mai multe aspecte și așa o să trec. Numărul 6. Ar fi nevoie de un teatru, cinema, mall, mai multe spații de joacă pentru copii, spații rezervate pentru adulți cu diverse echipamente care să încurajeze mișcarea, diverse aparate, cum sunt și în marele orașe. Diverse festivaluri, concerte de muzică clasică și nu numai, cercuri literare, spectacole în aer liber. Ar mai fi și organizarea de diverse activități, ecologizare, plantare de pom, tot și așa mai departe, ca și în Occident. Propunerile tinerilor au fost centralizate de primărie, urmând a fi prinse între proiectele municipalității. În general, tinerii își doresc mai multe posibilități de petrecerea timpului liber, locuri în care se poate desfășura activități de voluntariat, o mai bună comunicare cu vârstnicii, o incluziune a romilor, precum și renunțarea la desfășurarea spectacolelor în aer liber pe timp de iarnă.